Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Precucernici părinți împreună slujitori, dragă soră Viorica, Estera, Iosif, Teo, Ionut și Lidia și jalnici ascultători. Mulțumesc, părinte Vasile, pentru cuvintele foarte frumoase pe care le-ai spus aici. Întrebarea care se pune e următoarea: de ce Dumnezeu cheamă un om bun, un om credincios, un tată bun, un om de afaceri, la 58 de ani spune, vin acasă? Sunt multe întrebări la care nu avem răspuns, dar totuși știm câteva lucruri. În primul rând, știm că Dumnezeul nostru este suveran și absolut în universul Lui nu se întâmplă fără voia Lui. Nici cel mai mic fir de păr nu cade fără voia Stăpânului. Ar trebui probabil să avem puterea să spunem ca dreptul Iov. El a spus într-o suferință similară cam așa: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Sfântul Ioan Gură de Aur, când a fost pus deoparte de Eudoxia împărăteasa, a spus așa: slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile. E greu probabil într-o situație ca aceasta să spui așa, dar nu trebuie să uităm că El e suveran și face ce vrea, dar El face cel mai bine. Apoi mai știm ceva, că El hotărăște și stabilește data nașterii fiecărui om și de asemenea data plecării. Psalmistul spune așa: când eram decât un plod în pântecul mamei mele, în cartea ta îmi erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite. Pe carnetul meu scrie așa: fratele Todoraș, 11.02.2017. În urmă cu 3 ani, cam într-o vreme ca aceasta, eram aici. Mi-a spus Estera, mi-a spus tata să-l îngropăm lângă părinții lui. N-a știut nimeni că este așa de vreme, dar în orarul lui Dumnezeu se știa data nașterii și data morții. Apoi mai știm ceva: Dumnezeu cheamă la El în momentul când cineva și-a încheiat lucrarea. Din perspectiva noastră, noi spuneam, mai era timp. Dumnezeu a spus, nu, Dorel, lucrarea ta s-a încheiat. Ce vreau eu să vă spun e că Dorel n-a murit. Ascultați-mă bine. Dorel n-a murit. El și-a mutat adresa în împărăția lui Dumnezeu. Nu-l vom găsi nici aici la Răstolț, nici la Zalău pe Sărmaș. El și-a mutat sediu acasă în împărăție. A fost o bătrânică la oastea Domnului care a rugat pe frat înainte de a pleca în veșnicie și a spus așa: am o rugăminte foarte mare, să-mi puneți o fulculiță lângă alte, lângă mine în sicriu și la priveghiul meu să vorbiți de furculiță. Și frații au spus, cum să vorbim de furculiță? Nu scrie de furculiță nimic în Biblie. Ce să spunem de furculiță? Și a spus așa: am fost o familie săracă și mama ne dădea ce putea să mâncăm. Dar câteodată primeam și desert. Și când urma să primim desert, spune așa: păstrați furculița. Și știam că acum vine cei mai bun și vom mânca cu furculița. Viorica și pruncii tăi, Dorel, de astăzi va mânca cu furculița din bucurile cerului. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile rânduite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc pe El. Voi fi foarte scurt, vă spun doar așa. Alexandru Macedon, înainte de a muri, a fost bolnav, a chemat câțiva din generalii lui și a spus așa:
vreau să vă dau, să vă rog, trei lucruri să faceți înainte de moartea mea. Sicriul meu să fie purtat pe umerii la cei mai buni doctori care îi avem în Imperiu. 2. Comorile mele să fie împărțite, să fie aruncate pe tot Imperiul. Și 3. Mâinile să-mi fie scoase afară din sicriu. Și generalul l-a întrebat, de ce vreți lucrul acesta? Și el a spus așa, să vadă toată lumea că doctorii sunt neputincioși în fața morții și că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Apoi, am strâns multe, a spus el, a murit de vreme, am strâns și am adunat mare imperiu, dar să vadă toată lumea că toate comorile rămân aici. Și de ce mâinile afară? Pentru că nu putem duce nimic dincolo din lumea aceasta. Dragii mei, cu toții suntem neputincioși înaintea morții. Am fost lângă fratele Dorel chiar atunci când doctorii erau acolo. Îl resuscitau, au stat 40 de minute, stăteam în bucătărie, eu nu știam dacă e mort sau viu și m-am rugat. A venit doctorul în bucătărie și a spus, dați-mi un scaun. Îl resuscităm de 41 de minute și n-a dat niciun semn. De fapt, Dorel plecase. Doctorii pot da o pastilă, pot da o injecție, dar viața o dă Dumnezeu. Și ascultă-mă, dacă Dumnezeu a spus inimii tale să bată în dimineața asta, mulțumește-i Lui, dă-i slavă, slujește-L pe El. Astăzi a fost Evanghelia și vă spun doar așa, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Dorel a avut trei mari comori. Unu, din copilăria lui, s-a întors pe Hristos și a spus, Doamne Iisuse Hristoase, eu fac legământ cu Tine și de astăzi înainte, câte zile îmi vei da, Te voi sluji pe Tine. Ascultă-mă, în fața morții toți suntem singuri, dar avem noi la oaste o cântare care spune așa, un prieten bun pe calea vieții, mi-ai fost, Iisuse prea iubit, din clipa când pe bietul suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Și refrenul spune așa, prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat, Iisuse, prieten bun. Ascultă-mă, dacă L-ai pe Hristos în sufletul tău, în ziua plecării tale, El e acolo cu tine să te ducă în rai. A mai avut Dorel ceva. El a fost omul păcii și omul împăcării. Pe chipul lui se vedea bunătatea. Dragii mei, viața-i prea scurtă să o trăim în răutăți, în neiertare. Frați din Răstolți, credincioși de unde sunteți, intrăm în postul mare, vă chem să vă cercetați și să ne uităm. Dacă cumva n-avem ranchiună, n-avem lucruri rele inimă, să spunem, îl iert pe cutare și astăzi după mormântare mă voi duce să-l îmbrățișez pentru că vreau să trăim în pace. Și am mai avut o calitate Dorel. Noi am avut și la Zalău privei și m-am dus la două doamne care am spus, știut că nu sunt din comunitatea oastră. Le-am întrebat, de ce sunteți aici? Și o doamnă, o văd chiar acolo, profesor, a spus, eu fac cu domnul Maxim, organizez peregrinaje de 10 ani la mănăstiri. Și a spus așa, sunt lucruri pe care omul acesta le-a făcut foarte discret. Erau persoane care se înscriau și nu mai veneau. Și trebuia să pun eu banii, spunea doamna. Dar domnul Maxim spunea, nu, 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 eu voi pune banii. Vă spun eu personal, mi-a spus de mai multe ori, știu că te solicită mulți oameni cu necazuri. Totdeauna Dorel va spune prezent, vii și îmi spui și noi vom da banii. Dragii mei, ăstea-s depuneri în conturile cerești. Dacă depunem acolo, rămân pe totdeauna. Dragă Dorel, la revedere, ne vedem în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să slujim în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.